născătoare de Dumnezeu, Fecioară bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Sunt la muntele Athos în pelerinaj. Am început în forță această excursie, v-am arătat în clipul precedent cum am ajuns aici. Drumul din București până în Uranopoli, cât a costat viza de intrare și cu ce ne-am deplasat spre Athos. Tot în acel clip v-am arătat mănăstirea Xenofont în detaliu, interiorul mănăstirii și curtea interioară, spațiile de cazare pentru pelerini, iar acum plecăm mai departe spre o nouă mănăstire. Așadar vă spun salutare dragilor și vizionare plăcută! Am terminat de vizitat mănăstirea Xenofont, ne suim acum în microbuz. Avem la dispoziție pentru 3 zile acest microbuz și cu ajutorul lui ne vom deplasa către alte mănăstiri de pe muntele Athos. Din păcate, aici nu există transport public. Cei care vor să vină la Sfântul Munte vor trebui să vorbească de dinainte în legătură cu un transport. Distanțele între mănăstiri sunt foarte lungi, iar drumul este anevoios. Una dintre cele mai frumoase priveliști se află aici sus, pe drumul spre capitală, spre Careia. Drumurile pe aici sunt greu accesibile, sunt de piatră și pământ, cât să treacă o mașină, dar priveliștea în zare este de-a dreptul senzațional. Domnul Sorin, care este următoarea destinație? Este mănăstirea rusească, Sfântul Pantelimon. Este cea mai mare mănăstire din punct de vedere a numărului de chilii care, și numărul de călugări care au viețuit vreodată. Pe muntele Athos cred că au viețuit în jur de 3000 de călugări, dacă nu mă înșel. 2000 de călugări. Au peste 1000 de chilii aici la mănăstire. Aici au fost acum vreo 2-3 ani când a fost la muntele Athos, era chiar înainte de a veni Putin, pentru că au sărbătorit 1000 de ani de la înființarea mănăstirii. Deci mănăstirea unde mergem acum are peste 1000 de ani. Am ajuns la mănăstirea Sfântul Pantelimon, o mănăstire rusească. Cam ce vechime are? Are o vechime de peste 1000 de ani, așezământul original, dar care a suferit foarte multe modificări și distrugeri și atacuri și chiar incendii, ultimul fiind chiar prin 1765, după care abia din secolul XIX, de la început, de prin 1805, când Patriarhul Ecumenic Grigorie al V-lea a sfințit noul catolicon al mănăstirii, s-a refăcut într-o formă continuă până azi viața monahală și de aceea ceea ce vedeți aici este rezultatul efortului construcțiilor și a viețuirii monahale de aici cam din secolul XIX abia, deci oarecum recent față de alte mănăstiri vis-a-vis de ceea ce avem până astăzi rămas în incinta mănăstirii ca și clădiri. Apoi în 1832 au venit mai mulți monahi ruși și deja la începutul secolului 20 ajunseseră să fie aproape 2000 de monahi, dintre care 3 sferturi erau ruși. De aceea, încetul cu încetul, mănăstirea, pentru că a avut egumeni ruși, a devenit, chiar cu binecuvântarea Patriarhului Ecumenic și a Patriarhului Rusiei, aparținând de Patriarhia Rusă și practic plecând de sub ascultarea Patriarhiei Grecești. Mănăstirea a fost original grecească, dar pentru faptul că în anumite împrejurări grecii au plecat de aici și au rămas foarte mulți monahi ruși, și-a luat acest statut de mănăstirea Pantelimon Rusicon. Deci avea hramul Sfântul Pantelimon, ocrotirea Sfântului Pantelimon, dar pentru că a ajuns o mănăstire rusească în timp, în anumite contexte istorice, a ajuns să fie și cu acest supranume de Rusicon, adică mănăstirea rușilor în limba greacă. Și este până azi cea mai mare, cea mai extinsă mănăstire ca și
suprafață construită ca și suprafață totală a chelilor, ca și suprafață a, să spunem așa, amplasamentului. Așa cum spuneam, a fost cel mai mult aici în același timp aproape 2000 de viețuitori. Pe perete scrie în 21.08.1903, adică 21 august, au fost un hram al mănăstirii și un fotograf a făcut o poză episcopilor și călugărilor care au participat la acest eveniment. Și când au developat poza în stânga, dacă te uiți, a apărut o femeie acolo care se presupune și este sigur că a fost Maica Domnului în poza respectivă. Există poza originală aici în incinta mănăstirii și se vede clar femeia din partea stângă. Reproducerea asta este poza mărită, exact poza originală mărită. Da, da, e și... Vin mulți oligarhi ruși aici și Putin și foarte mulți oligarhi ruși donează aici 100 de milioane de dolari împreună și atunci normal că orice mănăstire, dacă e fiind autofinanțare, cu cât primesc bani mai mult, cu atâta investesc mai mult și fac. Îi spuneam domnului Sorin că totul aici arată impecabil, granit pe jos, marmură, totul aranjat. M-am suit în microbuz, am plecat către a treia mănăstire. Părinte Radu, către ce mănăstire mergem? Mergem către mănăstirea Simonos Petras. Este o mănăstire interesantă, mai ales din punct de vedere al componenței optii monahale, în sensul că aproape toți călugării sunt absolvenți de studii superioare. Este o mănăstire, să spunem, mai de intelectuale, am putea să o numim. Cel puțin două facultăți, unii dintre ei chiar trei facultăți au călugării de acolo. Și este un mediu foarte, să spunem așa, academic duhovnicesc, nu doar duhovnicesc. Sunt autor de cărți, sunt susținător de conferințe în lumea ortodoxă foarte cunoscut de acolo. Este părintele Emilian Simonopetritu și mulți alții de o tradiție veche în Sfântul Munte care au influențat profund spiritualitatea ortodoxă încă din secolul 20 și proveniți de aici, de la Simonos Petras. Este o mănăstire chiar cu un regim oarecum mai închis. Îți trebuie nu doar certificat de intrare în Sfântul Munte, permisul, ci și un acord specific de la această mănăstire pentru a putea intra și cu o programare prealabilă. Nu se merge fără programare. Este un regim puțin mai restrictiv în privința vizitatorilor față de celelalte mănăstiri. De aceea este o ocazie chiar importantă astăzi că putem ajunge la mănăstirea Simonos Petras și vă invităm să o vedem împreună și să ne bucurăm de ea alături. În depărtare se află portul Dafne, portul central al Muntelui Athos. Aici ajunge feribotul ce transportă mașini, camioane, tiruri cu diverse produse. În față, vârful Aton. 2000 și câte metri? 2033 de metri. Super, o să oprim un pic pentru poze. Sunt oameni care urcă pe vârful Aton? Da, da, se fac excursii până în vârf. Trebuie un pic de condiție fizică, nu neapărat să fii alpinist, dar se presupune să pleci de cu dimineața, foarte devreme, de la 3-4 dimineața, urci vreo 6-7-8 ore, depinde de ritmul de urcare și de condiția fizică a fiecăruia. Se participă acolo la o slujbă, la o chilie, care este chiar aproape de vârf, cu hramul Schimbarea la față, la care chiar se ține o mare sărbătoare fiecare an la 6 august. Și apoi se coboară și se ajunge iarăși la baza muntelui, undeva în perioada serii. Deci implică, practic, aproape, să spunem, 16-17 ore alocate acestui drum de urcat și a coborât muntele Aton. Dar peisajul și priveliștea sunt incomparabile. Cum este peisajul aici sus? E superb și avem chiar în apropiere mănăstirea Simonos Petras, unde mergem acum. Iar puțin în depărtare vezi vârful Aton cu norul ăla deasupra, tot timpul sunt niște nori. De câte ori am venit la muntele Athos, e cât un nor așa nefiresc, foarte interesant pe vârful Atonului.
care are 2033 de metri. E așa un peisaj spectaculos. Doar sus acolo, lângă vârf, acel nor alb. Ca și cum ar fumega. Ca și cum are și un fum alb. Iar jos, pe acel vârf de stâncă, mănăstirea Simonos Petra. Mergem acum la mănăstire. Am primit aprobare să o vizităm. Suntem undeva la vreo 300 de metri deasupra nivelului mării. Ceea ce consumă ca hrană la trapeză și pentru pelerini și așa, ele se administrează singuri, adică fiecare și au și, cum să zic, din producție propria numite piese ca să le pot face. Auzisem o discuție că această mănăstire are și un atelier de tâmplărie, un service auto și mai multe mici ateliere pentru diverse activități ce sunt necesare gospodării acestei mănăstiri. Pur și simplu vă spun, am rămas fără cuvinte. Aș vrea să mai povestesc una alta, dar nu am ce. Vă las pe voi să vă uitați la aceste imagini. Am văzut un indicator, atenție la pume. Nu știu dacă există pume sălbatice pe aici sau poate un călugăr are un simț dezvoltat al umorului. O să intrăm acum în mănăstire. Am dat de un izvor cu apă rece, rece, rece. Are într-un frigider. A, de asta oare? Și de asta joară așa. Deci e un frigider acolo? Da. A, eu am crezut că este o apă de munte foarte, dar foarte rece. Dar se alimentează de acolo și de acolo vine când e așa, ca să fie rece. Ce am zis eu până aici de la masă? Ce tare! Deci aici, în spate, este zidit un frigider. Tare! Și intrăm în interiorul bisericii. O cale de acces foarte frumoasă, ca un mic tunel. Bine, un tunel cu ferestre. Ai mai fost aici, Părinte Radu? Nu, este prima dată, deși am fost de multe ori la Sfântul Munte. Aici n-am ajuns niciodată, dar așa că spuneam, e un acces mai restricționat. Și nu poate oricine veni aici decât cu aprobarea specială a mănăstirii. Este aici prezent în obște, face parte din obștea mănăstirii un părinte român, părintele Sisoie, care este din județul Arad, din comuna Arpateu. Și ne bucurăm foarte mult să fim reprezentanți de o mănăstire intelectuală de călugări, care au cel puțin două facultăți fiecare, și de un părinte de pe meleagurile noastre. E o onoare și o bucurie pentru noi. Wow! Avem în față o cale de acces. Ce ne va dezvălui un peisaj de vis. Deci pur și simplu suntem în exteriorul clădirii. Acest poduleț practic stă suspendat. Wow. Deci este ireal ce este aici. Ireal.
Am intrat în interiorul bisericii și am avut ocazia să ating mâna Mariei Magdalena. Pentru că aici se află racla cu mâna Mariei Magdalena. Însă, din păcate, nu am putut filma. Acum am rămas fără cuvinte. Și observ că se face agricultură. Acest munte practic a fost terasat și se cultivă diverse plante. Observ roșii, ardei și ceva fasole. Da. Observ păstăi de fasole. Uite, se vede în interior. Nu mai căzut și altul a rămas acolo, a luat cu el. Mai numai dacă vezi procesul. Stând aici sus, pe acest pridvor la mare înălțime, am observat câteva mici cabluri și am stat să mă gândesc ce sunt cu ele. Ei bine, aceste mici cabluri sunt folosite pentru comunicare. Nu știu dacă vedeți, dar aici acest clopoțel are un fir ce se duce 200 de metri aproape până jos. De ce? Pentru că călugărul de jos trage de acest cablu și sună clopoțelul. Apoi comunică ce are el nevoie. Călugărul de sus acționează acest motor ce învârte această rolă. Și va pune cele necesare într-un coș, apoi coșul va coborâ sau, după caz, va urca până aici sus. Cum e, domnul Sorin Priveliștea? Admiram oamenii ăștia cât uitești în strâncă să faci straturi de legume în strâncă, să aduci pământ, că aici e strâncă goală. Deci ei au dus pământul, ei au făcut straturile astea de legume și au făcut sau autogospodărit. E foarte, foarte greu aici la munte să faci rost de... Uite câte roșii au, se coc acum, sunt în pârg acolo. Și aici sus e bucătăria mănăstirii. Probabil că sistemul ăsta de cabluri au funicular de ăsta mic și trimit legume de jos în sus. Au tot felul de... Sau diverse scule, dacă da, au nevoie de... De terasamente au făcut. Asta e tot săpat în stâncă și a dus pământ de nu știu unde. Și da, vine la bucătărie, e foarte... Una e să faci la noi în grădină să pui niște roșii, că nouă ni lene să ne săpăm acolo cu, dăm cu saba de două ori, și alta e să duci, să faci straturile astea, să faci toate terasamente. Asta a fost o muncă titanică. De-aia mă uitam așa cu admirație. Uite, știu că suntem în... Numai stânci în jurul nostru, numai munte. Și când te gândești, de ce a făcut ei tot efortul acesta? Care e miza efortului de a se auto-administra, de a se gospodări cu atâta trudă? Ca să poată să-și regăsească duhul rugăciunii și liniștea sicăstriei într-o zonă în care îl pot găsi mai ușor pe Dumnezeu și pot fi mai ușor în prezența Lui la mănăstire. Toate astea pentru scopul sufletesc. Tot aici la mănăstire mai este un loc interesant și de neratat. Se află chiar aici în față. Intru înăuntru. Ce se află aici? Aici este peștera unde a viețuit Sfântul Simon, până i s-a arătat pe lumina care vezi în... I s-a dat o stea unde i s-a marcat locul de către aici, de fapt, peștera. Maica Domnului, unde aici e stâncă, bun, se poate foarte interesant, unde o să construiască mănăstirea. Și prima dată a crezut că e un semn diavolesc, după care în vis i s-a arătat Maica Domnului și a spus că nu e niciun semn diavolesc, că e semn dumnezeiesc și că trebuie să construiască mănăstirea pe acest loc. Și atunci s-a apucat în anul 1200 și ceva, nu mai știu exact, 1200 și un pic, să construiască mănăstirea. Și aici, unde vezi pe scările astea, e peștera unde a viețuit Sfântul. Ne-a spus domnul șofer că această porțiune de drum a fost amenajată recent, arată mult mai bine ca drumul precedent. Am dat chiar peste o zonă de drum
betonat. Da. Este prima zonă cu drum betonat. Ce am întâlnit-o aici pe Muntele Athos? Aici suntem cazați. Să vă arăt cum arată o cameră într-o chilie. O cameră dedicată pentru a găzdui pelerinii. Camera în care stau eu are 3 paturi. Și o mică zonă de schimbat dressing, o chiuvetă și aici vasul de toaletă și zona de duș. Fiecare stăm în câte o astfel de cameră. Din ce am aflat, costă undeva la 50 de euro camera, dar dacă vin 3 pelerini, iese undeva la un 16,67 de euro. Deci mai mult decât convenabil. O cameră spațioasă, așternuturi curate, strictul necesar, pentru că aici oamenii vin la rugăciune și odihnă. Cum eu consider că am cei mai inteligenți abonați, vă testez din nou atenția și vă întreb: moaștele cărei sfinte adăpostește mănăstirea Simonos Petras? Aștept răspunsul vostru mai jos în secțiunea de comentarii. Acest video ajunge la final, urmând să vă arăt în clipurile următoare restul călătoriei noastre pe Muntele Athos. De aici, de la Athos, până data viitoare vă spun la revedere! Și nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest clip ajunge la mai multă lume, iar eu pentru asta vă mulțumesc. Tot ce am vizitat până acum mi-a plăcut. Fiecare mănăstire are ceva special, de la o liniște odihnitoare, la o frumusețe arhitecturală și până la o înțelegere spirituală. Pleci de aici cu un sentiment de regăsire, pleci plin cu energie, e ca o resetare.